Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, aici la Hunedoara 1 TV. Așa cum ne place, ne dorim, suntem în fiecare dimineață aici, alături de dumneavoastră, în direct. Bună dimineața, Rosi, bună dimineața, Alin, îmi salut echipa, le mulțumesc că sunt alături de mine și că putem să transmitem această frumoasă emisiune de dimineață. Vă urez poftă bună la cafea, cei care sunteți alături de noi, poftă bună la cafea și celorlalți care nu sunt alături de noi și care se repezesc la dulapuri să se pregătească pentru a pleca la serviciu. Nu e foarte frig afară, sau cel puțin când eu am plecat de acasă acum o oră, nu era foarte frig afară. E o frumoasă dimineață de decembrie, fără zăpadă, e adevărat, dar și fără ger. Și asta e un lucru, spun eu, minunat, cred. Nu știu, o să aflăm. Probabil că cei care se ocupă de agricultură nu cred că sunt foarte mulțumiți că nu e zăpadă. Probabil că pământul are nevoie de o blăniță căldroasă. Dragii mei, așa cum am dezvăluit ieri pe rețelele de socializare, în această dimineață alături de mine, în platoul de Ale Dimineții, a venit un om pe care eu personal îl consider un vizionar. De ce? Vom descoperi împreună, dragii mei, de ce cred asta despre invitatul meu. Alături de mine în această dimineață, domnul Ilie Toma, deputat de Hunedoara, din partea Partidului Social Democrat. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut mâine, doamnelor! Bună dimineața, domnilor! Bine v-am regăsit! Mulțumesc de invitație! Om, înainte de a fi deputat. Cred că e mult mai important să fii om. Așa e. Pe stradă sunt multe persoane, știți cum se spune, dar sunt puțini oameni. Să sperăm că încercăm să fim printre aia care sunt oameni. E o încercare toată viața asta, oricum ar fi. Corect, frumos spus. Noi tot încercăm. Eu mă întâlnesc cu domnul deputat de foarte multe ori prin prisma meseriei mele. Eu sunt și reporter de teren. Pentru cei care încă nu știți, sunteți foarte mulți care știți și mă încurajați să fac asta și vă mulțumesc. Și ne întâlnim mereu la câte o poveste. Ne întâlnim la tot felul de evenimente unde noi dezbatem în spatele camerei de luat vederi diferite aspecte altfel ale vieții. Exact ce a spus domnul deputat. E unul dintre acei oameni care mi împărtășesc unele păreri. Adică, înainte de toate, ne dorim să fim oameni, să fim buni cu aproapele nostru. Și o să povestim în această dimineață despre ce înseamnă să fim oameni, cum înțelegem noi, eu și domnul deputat Ilie Toma, ce înseamnă sau cum percepem noi ideea de a fi om. Și începem așa. Ieri după masă ne-am întâlnit la Hunedoara. Aici vrem să-l felicităm pe domnul director Sebastian Bara și echipa domniei sare de la Biblioteca Județeană, care ne poartă prin evenimentele create de domnia sa într-o altă lume, în lumea cărților, dragii mei. Aseară, ieri după masă, la Hunedoara a avut loc o lansare de carte. O lansare de carte așa mai specială, pentru că cel care a scris cartea nu e născut în Hunedoara. Am auzit aseară oltean de Hunedoara, un termen... Vâlcean de Hunedoara. Sau Vâlcean de Hunedoara. Și oltean de Hunedoara. Și oltean de Hunedoara. Și acolo l-am întâlnit pe domnul Ilie Toma. Omul Ilie Toma. I-ați făcut o surpriză domnului profesor. Și aveați foarte multe emoții ieri după masă, acolo la Hunedoara. Ați spus mulțumesc de foarte multe ori. I-am spus mulțumesc pentru că omul ăsta merită să-i spui mulțumesc. Experiența vieții ne-a adus de foarte multe ori împreună. Profesor, elev, adult, politician, prieten.
Profesorul Petre Mihai este născut în Vâlcea, dar este un simbol al Hunedoarei. De altfel, Hunedoara e un oraș cosmopolit. Hunedoara așa s-a clădit. Au venit din toate părțile țării și au venit oameni ca lumea. Și au venit oameni care și-au pus amprentă la Hunedoara, intelectual, tehnic, muncitoresc, că s-a creat acolo, s-a muncit și muncă brută și muncă intelectuală. Și așa a fost creată Hunedoara. Vedeți dumneavoastră, pe toate valorile țării astea. Cartea dânsului, din perioada interbelică, de fapt, descrie în carte primii 10 ani de administrație după unirea, după crearea României adevărați, adevărate, după România mare, 1918. Cu problemele care au fost la vremea respectivă, cu schimbarea administrației dintr-un imperiu într-o administrație a unei țări mai mici care încerca să meargă și ea mai departe, așa, cu pași mărunți, cum putea, era România noastră dragă și întâmplările sunt reale. De unde vă spun eu că sunt reale? Din poveștile bunicului meu. Ei, când vezi un astfel de om, este integrat, trup și suflet și ține la Hunedoara, trebuie apreciat. Mai mult decât atât, el a pregătit zeci de generații. Nu știu să vă spun 30 ceva, 40 de generații, din câte am înțeles. Mi-a fost și mie profesor, i-a fost și copilului meu profesor, ca să vedeți. Și avea o artă deosebită, pedagogică. Eu și în familie am avut profesorul Toma Gheorghe, a fost fratele meu, spun a fost fratele meu, pentru că din păcate nu mai este în viață și chiar luna aceasta, profesorul de matematică de la liceul Decebal, Gheorghe Toma, se împlinesc 15 ani de când nu mai este printre noi. Este simplu, este și ușor. Și vă întrerup și Rosi zice că l-a cunoscut și a fost profesor. Uite, da, nu vorbesc prostii. Era și Gheorghe Toma, Dumnezeu să-l odihnească, era un om cu un dar pedagogic deosebit, la fel ca și profesorul Petre Mihai. De altfel, au și făcut echipă la Inspectoratul Școlar împreună în perioada respectivă 2000-2004. Apropo, când eu eram tânăr inginer în combinat și este o diferență de ani între noi și eu încercam să fur din experiența lor. Dar, revenind la profesorul Petre Mihai, merită mult mai mult decât are, să știți, și ca și respect și tot ce se întâmplă ca și grad pedagogic. Eu sper că să fie cât mai repede în rândul Asociației Scriitorilor din România, pentru că cărțile dânsului sunt de valoare și sunt citite, ați văzut, spun specialiștii, nu politicienii noi care venim de obicei la evenimente. Da, am ținut să-i fac o surpriză, nu i-am spus că vin, apropo, pentru că, repet, în decursul vieții am avut experiențe multe împreună, așa a dat Dumnezeu, așa a hărăzit. De multe ori am cerut sfatul, chiar și politic, dar ca și la un profesionist, ca și la un om adevărat care îți transmitea. Nu-ți spunea rețeta așa trebuie să faci, pentru că nu exista o rețetă, dar îți dădea ingrediente. E posibil să fie așa, e posibil să fie așa, să dea gust chestia asta, să dea valoare cealaltă chestie. Și atunci era normal să-i spun mulțumesc, pentru că îl cunoșteam, merita și ați văzut câți elevi de-ai dânsului au fost acolo. Au fost prezenți acolo, da. Eu, de altfel, fiind hunedorean jet by jet și când vă spuneam că știu despre acea perioadă de la bunicul meu, eu m-am născut acolo, lângă Hunedoara, la 4 km. În general, viața, știți cum este, te poartă pe anumite căi. Pe unde m-a dus? M-a dus departe de casă, dar totdeauna m-a adus înapoi acolo. Poate că așa a fost să fie. Poveștile ale ardelenești, tradițiile, cultura. Treceam ca și copil de la vatra culturală unde te-ai născut, 3 km, spre orașul cosmopolit, cum v-am spus, mergeam la școală și erau uzinele mari de fier de la Hunedoara, ca să-mi exprim așa, ca să înțeleagă toată lumea, combinatul siderurgic din Hunedoara. Uneori mă duceam pe jos doar să văd și eu ce este pe acolo ca și copil. Te speriau construcțiile mari, te speriau condițiile de muncă, pentru că tu, ca și copil, nu știi ce te va aștepta în viață. Vedeai niște utilaje imense care prelucau fierul, îl băteau, erau niște zgomote mai deosebite pe care
n-aveai de unde să le percepi, nu le cunoșteai, te speriau, existau vara temperaturi extreme, iarna iarăși, frig, căldură, toxicitate, era un miros, era normal, așa era tehnologia de elaborare a fierului. Erau niște chestii care vi le-am spus și aseară la domnul profesor, nu am știut și că vorbesc și mulțumesc, de care deosebeau Hunedoara ca și oraș, Hunedoara ca și județ de restul, de restul țării. Nu eram noi mai comoți, doar că, zic eu, aici s-au desfășurat mai multe evenimente în evoluția civilizației românești și europene, care ar trebui apreciate, care încep pe vremea dacilor, am discutat de atâtea ori. Exact. Și continuă, indiferent de perioada, ați văzut, hunedorenii au avut niște vârfuri. Ioan de Hunedoara, Iancu de Hunedoara, Ioan Corvin a ajuns... Au schimbat istoria, regele, oameni plecați, au schimbat istoria omenirii, omenirii în bine, spun eu. Pentru că valorile astea europene sunt păstrate și prin munca și prin luptele care au dus strămoșii noștri și, în principal, creștinătatea. Aici vreau să fac referire maximă, pentru că a crede în Dumnezeu este ceva de suflet, este ceva deosebit și v-am văzut și sensibilitatea noastră care acum o să vă dezvălui și eu din secretele discuțiilor noastre în spatele camerelor. Doamna Ioana are o sensibilitate deosebită pentru sărbătorile creștinătății, în mod special mi-a spus pentru Crăciun, ceea ce spune multe despre sufletul unui om, despre păstrarea culturii. Ideea de român. Îl iubesc pe Dumnezeu pentru că mereu mi-a arătat calea. Îmi iubesc țara pentru că mereu... Și vă felicit. Când, chiar dacă mai plec, mereu simt că trebuie să mă întorc. Asta ne leagă pe noi, unii oameni, așa ca strugurele, știți? Așa cu ciorchinele, pentru că oamenii se aleg la un moment dat pe diferiți ciorchini. Natural. Știți? Natural, exact. Și anumite discuții le duci doar cu oamenii care simți că le pot înțelege. Așa cum eu și dumneavoastră purtăm aceste discuții mereu. Ne întoarcem acasă la tradiții pentru că considerăm mereu că... Am rămas dator să vă mai spunem, să încheiem ideea aia. Hunedoara e mai deosebită. Da, este. Are tradiție atât în muncă cât și în viața de zi cu zi, în trăirile oamenilor, în cultura oamenilor. Pentru că cei, și putem face referință directă la profesorul despre care discutam, care sintetizează foarte bine ceea ce s-a întâmplat în Hunedoara, în Ținutul Hunedoara, teren binecuvântat. Adică oamenii au venit aici și au fost asimilați. Au fost, spun eu, cuceriți de valorile locale pe care, prin munca lor, să știți că le-au dus la un alt nivel și felicit. Merită. Oamenii aceia au venit și ei, dar în general se pare că au venit oameni care au avut ceva de spus, care au avut ceva de creat. De dăruit. În bine. În bine. Pentru că Hunedoara și acum... începe să reînvie, haideți să fim sinceri și să felicităm. Da, se vede. Atât administrația orașului, municipiului Hunedoara, cât și administrația județeană, pentru că, vedeți, ați spus, ați făcut referire directă la Biblioteca Județeană. Da, ea există prin ceea ce se întâmplă la Consiliul Județean. Și îl felicit pe președintele Laurențiu Nistor, pentru că știam că iubește aceste locuri, dar văd că își dorește să le și dezvolte. Și asta e mare lucru, să știți, în ideea unei administrații performante. La fel se întâmplă și la Hunedoara. Municipiul Hunedoara până în 2016 a bătut pasul pe loc. Nu doar ca și șchiopătat, a bătut rău pasul pe loc. Vedeți? Vine un om, Dan Băbăuțanu, ca și primar și face performanță. Aseară și iarăși discutam, știți că treceam de la cultură la politică în discuțiile după evenimentele oficiale și încercau să-mi povestească despre... Vorbeau cu mine oamenii despre primari în general, că de ce primarul ăla face și de ce celălalt nu face. Dom'le, pentru că unul e performant și unul e neperformant. Unul își dorește să facă ceva, altul își dorește.
Păi da, dar nici ai dumneavoastră. Serios? Și le-am dat exemplu colegii mei, clar, din toate orașele, pe ce mai ce și din Valea Jiului, vă zic, o pleiadă și din Valea Jiului. N-a avut ce să mai zic omul. Da, păi când omul face performanță, Florin Cazacu la Brad, Ovidiu Bălan la Orăștie, Lucian Răzmeriță la Lupeni, Cristi Merișan la Vulcan, Vasile Jurcă la Petrila, Buhăiescu la Uricani, Nicu Dunca la Aninoasa, la Geoagiu, Vasilică, prietenul nostru, nu știu, îi luăm pe toți la rând. Sunt colegii mei, dar sunt primari performanți. Acel în raport, despre care exact. Discutăm. Și nu doar că sunt primari performanți, uitați-vă și la sărbătorile de iarnă, că asta este discuția pe ziua de astăzi, pe dimineața asta, pe care dumneavoastră ați prezentat-o cu atâta suflet și așa de frumos, încât și mie mi-ați atins corda sensibilă, deși vă cunoșteam foarte, foarte bine punctul ăsta de vedere. Oamenii ăștia trăiesc și tradițiile de iarnă. Uitați-vă cum sunt organizate parcurile lor, luminile stradale, evenimentele, plin de colinzi, plin de evenimente de iarnă culturale care, repet, am plecat la discuția de a defini județul Hunedoara, acum și orașul Hunedoara, pentru că orașul Hunedoara e mai performant decât capitala de județ. Haideți să fim sinceri. Nu sunt răutăcioasă, e nu vizibil, sunt nici eu, nu vreau dar, să fim răutăcioși, că suntem în perioada sărbătorilor de iarnă și suntem buni. Dar ca să... Capitala spirituală a județului Hunedoara este municipiul Hunedoara. Da, ne facem așa că nu vedem și atunci suntem buni. Dar toate, repet, orașele și municipiile și localitățile județului Hunedoara, le iubim că sunt ale noastre. Da, da, da. Le nu discutăm de performanța administrativă aici, aici discutăm despre și... calitatea oamenilor în emisiunea asta, discutăm despre hunedoreni, hunedorenii care v-am spus că au ceva deosebit și trebuie să rămână la fel și tradițiile lor și colindele și oriunde te duci există un eveniment, că te duci într-o comună Dubașii de nu știu unde. Că te duci în altă comună, Călușerii de nu știu unde. Călușerii la Orăștie, e Dubașii la Băița, Costel, la... Dubașii în... la Boz. Exact, tradițiile de la Leșnic, Brad, de la da, Momârlani, la Valea Jiului. Vedeți satele astea și nu doar satele, pentru că zonele limitrofe au dat zona cultura. Zona pădurenilor care o Hunedoara, exact, asta da. Am vrut să vă spun. Bogdan și Alin Iengiu și doamna... directoarea de la... Și viața culturală, cum a spus, și da. La teatru din Deva. Este ceva și... mai deosebit la Hunedoara față de restul țării. Există. Corect, e adevărat. De la cultul muncii până la tradiție și cultură românească pură. La Alba Iulia, chiar își discutăm despre Marea Ziua României la 1 decembrie. La Alba Iulia, când, la Blaj, când s-au dus peste tot 30% din toate adunările respective au fost hunedoreni. 30%. Din 100.000, 30.000 au fost hunedoreni. E foarte important. De ce s-au dus? Nu i-a trimis nimeni. Au simțit. Au avut partea românească care au vrut să o promoveze și să spună, noi suntem români cu bunele și mai puțin bunele lucrurile noastre, că nu suntem perfecți, dar lăsați-ne să trăim așa cum simțim noi și cum credem că e mai bine. Și nu ne îndepărtăm foarte tare de sărbătorile de iarnă și confirmăm ce spune domnul deputat Ilie Tomaici. Consiliul Județean găsește mereu, prin prezența domnului președinte Laurențiu Nistor și domnul Costel Avram, care l-am văzut și aseară la Hunedoara, rămân aproape de oameni. Trăim două luni mai delicate. Au fost acea ordonanță prin care se opresc evenimentele pentru că e nevoie de bănuți la buget, să facem niște economii. Ok, am intrat eu personal într-o oarecare stare de panică. Mă gândeam la oamenii de la, din zona rurală, ca să nu spunem cei de la sate, pentru ei aceste sărbători sunt altfel decât pentru noi orășenii. Ei socializează în această perioadă pentru că, așa cum știm, ei țin post, mănâncă
și de suflet și de mâncare. Oamenii au un alt, au o altă putere spirituală, nu neapărat un nivel de credință ridicat, dar o altă putere spirituală acolo în zonele rurale, iar aceste spectacole de colinzi sunt momentul în care ei socializează în perioada asta a postului înainte de sărbători. Și eu am intrat într-o oarecare stare de panică că nu se vor mai ține. E, cu sprijinul Consiliului Județean, prin Centrul de Cultură și Artă a Județului Hunedoara, prin domnul Ciprian Roman și echipa domniei sale, aceste spectacole am văzut că se țin, o parte din ele, așa cum se poate, cu dăruirea artiștilor care au înțeles că e o perioadă mai delicată și interpreți ca Bogdan Toma, ca Adi Lucaci, ca Ovidiu Olari, cei de la ansamblu Drăgan Muntean, orchestra și dansatorii merg alături de oameni. Și revenim asupra propriei mele idei. Oamenii se aleg așa ca ciorchinele și uite că se vede că atunci când oamenii se adună, se întâmplă lucruri minunate. Aveți lângă dumneavoastră oameni sufletiști. Bine, Partidul Social Democrat, politica dusă e... Stimată doamnă, haideți să tragem linie pe partea asta politică, să fie foarte clar. Cred că nici nu are importanță în mod special cum se numește partidul, pentru că e făcut din oameni. Și oamenii ăia, dacă pun suflet și fac performanță și vor să fie alături de ceilalți de lângă ei, pentru că niciunul nu ajungeam singuri unde suntem. Suntem, să spunem așa, reprezentanții unui grup de oameni care și-au pus speranța și încrederea în cei pe care au votat. În anumite domenii, că sunt primari, că sunt parlamentari, că sunt președinți de consilii județene, consilieri județeni sau comunali sau orășenești sau municipali, nu are importanță. Și-au pus încrederea. Și dacă oamenii ăia nu i-au dezamăgit, pentru că nimeni nu poate face minuni, dar în viața de zi cu zi arăți că vrei să faci ceva înspre binele celor care te-au votat. Să le faci viața un pic mai dulce, să fii alături de ei, să discuți cu oamenii. Repet, nu faci minuni peste noapte. Dar se fac minuni suflet, și peste noapte. Că se fac minuni în ani. Da, nu chiar. Eu am văzut chiar anul ăsta, haideți să fim serioși, se fac minuni pentru că eu am văzut anul ăsta la un moment dat în țara, în Ținutul Pădurenilor, au fost inundații. Și au bun, fost, situațiile au astea de urgență minuni, deosebite, dar normal. Sunt minuni. Pentru păi că și de unde vine minunea... performanța asta? Vine de la Consiliul Județean, vine de la administrațiile care v-am spus că sunt performante, dar minunile alea nu s-au întâmplat acum, minunile alea s-au întâmplat datorită unei munci deosebite cu luni, cu ani în urmă. Adică utilajele care le-au folosit da, așa, au fost aduse da, pe da, niște licitații, înțeles, pe niște programe europene, pe munca unor oameni, pe ideea celor care conduc de a avea ce le trebuie în momentul când sunt situații de urgență. Asta înseamnă să fiți vizionar? Nu, tocmai spuneam, cine e vizionar? Păi nu, trebuia să te gândești înainte că trebuie să faci asta. Trebuie să te gândești ce ai de făcut ca să faci cât mai bine lucrul respectiv. Nu vizionar. Trebuie să fii cu sufletul și să o gândești. Am posibil, prezumptiv, niște situații grele, știu eu, inundații, ferească Dumnezeu, cutremur, calamități naturale, zăpezi iarna care să blocheze drumurile și atunci de ce am nevoie ca să pot să îndulcesc acel moment viața oamenilor, să fie, să nu distorsionez viața de zi cu zi. Acum, anotimpurile diferă între ele. Știți cum am avut un celebru președinte da, care se uita cu un ochi în sus și cu unul în jos și spunea că iarna nu-i ca vara. Da. Dar nici nu-l interesa de oameni. Ei, aici e diferența, vedeți dumneavoastră? Aici e diferența și în ceea ce înseamnă funcția de prim-ministru. Au fost atâția, s-au succedat. Totuși, Marcel Ciolacu, prin tot ceea ce a făcut,
că au fost probleme cu învățământul, că au fost probleme cu pensionarii, că au fost probleme cu salariații din diverse domenii. Apropo, știți că au fost probleme cu ceea ce înseamnă salarizarea unor deconcentrate, printre care a fost și există încă problema caselor de pensii, dar printr-o negociere corectă și prin ascultarea primului ministru de glasul poporului, ca să spun așa, vă spun, se îndreaptă și salarizările lor. Și le vor corecta începând cu ianuarie 2024, cu 1 ianuarie. Deci se poate. La fel s-a întâmplat cu multe lucruri. Tu, ca și prim-ministru, vrei să faci ceva. Păi te duci în teren. Uitați-vă în 3, în 4 luni, în 5 luni de când este guvernul actual și situații grele, conflictuale, războaie. N-am avut războaie până acum un an, jumate, 2 ani. Corect. Acum avem 2 și mari de tot și grele. Crize economice, crize financiare, crize energetice, crize alimentare. Ei, dar din puținul ăsta care îl are, omul ăla, Marcel Ciolacu, arată că vrea să fie alături de omul simplu. Nu de cel care își umflă buzunarele. Vreau să fiu amabil, de asta încerc să găsesc o formulare cât mai corectă, să nu jignesc pe nimeni, pentru că nu doresc treaba asta. Pentru că fiecare și are rolul lui în viața de zi cu zi, indiferent că este muncitor, medic, întreprinzător particular, fiecare poate crea ceva plus valoare pentru România. Ideea e să stimulezi omul și să-l faci să creeze plus valoare. E o poveste la gura sobei, l-am lăsat pe domnul deputat să, ca să vedeți cu cât patos. Dar nu este vorba de patos și de patimă. V-am spus doar că îmi felicit colegii performanți, pentru că, vedeți, ați vorbit despre comune. Păi trebuie să fac aici o listă de nici eu nu știu acum. Unde vreți? Uitați-vă, Băcia, Florin Alba, Weber, la comuna Hărău, pur și simplu nu-mi vin, Damian Diniș, la Băița, la Gura Sada, Silviu Nan, și îi rog pe cei care poate nu... Și mergem la mănăstire la Crișana pe asfalt. Da. Asta e marea minună. Eu anul acesta când am ajuns acolo, n-am fost de câțiva ani, despre ce vorbim? Deja drumurile sunt performante, dar aici din nou venim și felicităm Consiliul Județean. Consiliul Județean și un primar. Și aici și primarii, repet. Încerc să fac o paralelă și trecem mai departe de politică. Domnul Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean, a ajutat de curând doi primari peneliști. Nu i-a ajutat pe ei. Dar eu ce v-am a spus? A ajutat comunitățile. Eu ce v-am la spus? Urmă, că Laurențiu Nistor, ce culoare politică... ca și om, el nu ține cont de ce culoare politică ai. Adică dacă demonstrezi că vrei să faci ceva pentru oameni, îți întinde nouă mână. Două mâini. Valea Costeștiului, unde sunt spre doar cetatea, spre cetatea sfântă. Sarmii Săgetuza Regia. Ar trebui să ne ducem măcar o dată pe săptămână să vedem. Vedeți? Cum, am pomenit la începutul emisiunii, de acolo pleacă. De acolo pleacă totul. Până la Sarmii Săgetuza vreau din să ne ducem... Din inima hunedoare. Mergem în copilăria dumneavoastră, pentru că... de mult a mai fost și chestia asta. Da, Dan Drăghiciune spune bună dimineața, doamna Adriana Furcă este de alături de noi, bună dimineața, un sfârșit de săptămână binecuvântat, multă sănătate, poftă bună la cafea tuturor, felicitări, stimă și respect pentru emisiune, vă mulțumesc anticipat pentru tot ceea ce ne oferiți, vă pup cu mult drag, Doamne ajută. Ioana Tatiana ne spune bună Dimi, bună Dimi, și e o doamnă care intră destul de des alături de noi în emisiune și îi mulțumim că ne urmărește. Da, aici vă zice, dați sfaturi și primarului de la Simeria, poate se prinde ceva de el. Aici e o să zicem, excepție de la regulă. Nu știm, o să-l întrebăm pe domnul primar. Acum să nu fugim nici de această întrebare. De ce? De ce să ne ascundem? El a candidat pe listele noastre, este colegul nostru, da, în clipa asta are o suspendare de 6 luni de zile, așa un fel de penitență, în care își poate spăla păcatele, în care ieșirile pentru care noi l-am suspendat din partid n-au fost de cel mai bun augur, adică
organizația noastră, Partidul Social Democrat, nu acceptă anumite ieșiri și comportament față, nu știu, administrație, față de funcționarii publici, în primul rând față de cetățeni, și atunci trebuia clar luat o măsură. În pofida timpului scurt care îl mai avem, toți discutăm despre alegeri, despre ceea ce se va întâmpla, despre care ne sunt candidații. Noi, în momentul în care vrei să faci performanță, te ajutăm în momentul în care ieși un pic așa în decor, încercăm tot să te ajutăm și să te corectăm. Totul ține de domnul primar în momentul ăsta. Dacă demonstrează că a fost doar un accident, stăm de vorbă, discutăm în continuare. Eu sper că a fost doar un accident, repet. Și noi evenimentul sperăm la fel, Edi. Da, îl rugăm să ia cei mai buni de la noi, că, repet, nimeni nu este perfect. Și are de unde să ia exemplu. Adevărat. Edi Hinț ne spune bună dimineața. Bună dimineața, Edi, e tata Bianca. Îți mulțumim că ești alături de noi cam fiecare dimineață și depășim perioada asta de politică actuală și mergem într-o poveste din trecut. Ne întoarcem în copilăria dumneavoastră și vreau să-mi împărtășiți. Te repet, doamne, de mult am mai fost. Da, da, mergem acum ce împreună. Repede trece, este ca un imaginar, vis. Imaginar, așa, ca un vis. Și vreau să-mi împărtășiți cine a fost prima personalitate, nu neapărat politică, pe cine ați considerat? Pe ce discutam noi politic când eram copii? Haide să fim cinstiți. Puteam fi impresionați. Puteam fi impresionați. De rege, de am întâlnit de președinte, astfel, de primarul de la vremea respectivă. Deci, tream în comunist, de prin secretarul de la Consiliul Județean. Dar exact, să știți că existau și atunci oameni, așa cum, oameni cu majuscule. Și nu să nu uităm asta, noi știm că au fost și atunci oameni care au pus suflet în ceea ce au făcut, așa au fost vremurile. Povesteam și cu un invitat surpriză pe care să-l vedeți curând aici la Dale Dimineții cu cum să dau din casă, pe Nenea Pera Bulz. În curând o să ne coborâm și o să ne ducem cu amintirea în acele vremuri. Uite, un alt exponent clar al culturii hunedorene, al culturii românești de aici, adevărate. Da, avem Tezaurul uman viu. Tezaurul uman viu e până la Tezaurul uman viu e un tezaur a umanității acel om și poate fi un exemplu de viață pentru oricine, de la președinți de state care l-au întâlnit din toată lumea. Este suficient să mergi să stai de vorbă de câteva ori cu dânsul și îți arată calea cea dreaptă. O să fii impresionat. Nu ai cum să-l întâlnești pe Nenea Pera și să nu vezi lumina de la capătul tunelului în viața asta. Adică doar dacă nu vrei, nu-ți găsești calea. Da, e un optimist deosebit. După ce-l întâlnești. N-are nicio... O minune de om. O minune, piedică un miracol. Să-ți exprime tot ceea ce este românesc, nu are un interes, nu are lăcomie, e un om deosebit prin ceea ce creează. Da, am fost și eu, am avut șansa să fiu invitat și la dânsul acasă. Încă păstrează tot ceea ce-i tradiție românească. Avea găini, avea porcul. De fapt, a dezvoltat o pensiune și toate produsele din gospodăria proprie le dă invitațiilor, le dă celor care sunt turiști, le oferă spre consum produse românești proprii, produse din gospodăria proprie. Exact cum ați văzut că se încurajează de vreo 6 luni. Mănâncă românește, consumă românește, produc românește, cumpără românește. Deci asta este, românește, cât mai mult posibil. Nu suntem împotriva produselor și din alte părți. Fiecare își poate alege ce vrea, dar consumul românește. Și cel mai frumos la familia Pera e că a reușit să transmită din generație în generație și nepotului. Și nepotul a fost la facultate și s-a întors din nou acasă. Asta e miracol. Exact ca și copilărie, cum a spus dumneavoastră. Și mergem în copilăria dumneavoastră și rămân la întrebare. Care a fost personalitatea? Bunicul, unchiul, tatăl,
primarul de la acea vreme, președintele, care a trezit în dumneavoastră primul sentiment patriotic? Cine a fost acel om care a reușit să trezească în dumneavoastră această stare, că la dumneavoastră Dumnezeu. Deja... Da, așa a fost. În general, în viață, eu, poate că sunt un pic mai atipic, cum a spus și dumneavoastră, n-am avut așa fixație pe o persoană. A fost familia, de acolo a început totul și acolo se sfârșește totul. Încă în mintea mea și în ideea de viață de zi cu zi, familia este primordială. M-am născut într-o familie frumoasă unde am prins și străbunica. A trăit 96 de ani. Și dacă mi-ați dat ocazia să vă vorbesc în această dimineață, vă voi spune că străbunicul meu este erou de război. A căzut în primul război mondial. Am încercat, apropo, să-l caut în arhive, să văd unde-l găsesc. Nu l-a mai găsit nimeni în arhivele istorice, în multe locuri. Și străbunica a rămas la 21 de ani, ca să vă spun așa, cu două fetițe. În momentul în care a plecat pe front, a plecat voluntar, s-a oferit pentru că a simțit și a crezut în ideea asta de România. Și atunci încă nu eram 1918, era 1916, nu eram România Mare. Și omul a crezut de aici, din Ardeal, din satul ăsta simplu, Mânărău. S-a dus pe front și n-a mai venit înapoi. Și străbunica a rămas cu două fete, una de 6 luni și una de 1 an și 6 luni, pe care și le-a crescut singură. Nu s-a mai măritat niciodată, n-a avut în viața ei serviciu, doar din munca câmpului, din munca grădinii. Și iertați-mă, erau și sărași pe deasupra. Nu erau bogătani să aibă nu știu cât pământ. Ei, femeia aia ne-a spus următoarele lucruri la toți. Probabil că eu ca și copil eram un pic mai zvăpăia, dar a spus cam cu ăsta să rămâneți voi. Fratele meu, profesor Toma, care v-am spus, tot din aceeași familie făceam parte și aceleași valori le-am împărtășit, era mai învățăcel, era mai aplicat, stătea foarte multe ore și studia. Eu prindeam așa mai rapid din zbor și le fructificam mai rapid și oricum foarte multe lucruri am învățat și de la fratele meu, deci nu... contest treaba asta, valori și valorile vieții, fiind cu 12 ani mai mare, îți transmite fratele multe lucruri dacă are ce să-ți transmită. Ei, și femeia asta, străbunica, ne spunea de fiecare dată și treceam prin etape ale vieții. Vă aduceți aminte, comunismul a avut și lucruri bune și lucruri mai puțin bune și eram nemulțumiți, ba că nu era energie electrică cât trebuie, ba că nu era căldură. Noi locuiam la casă, ne încălzeam cu lemne, am avut, nu vreau să spun că am suferit în mod special de ceva. Nu era mâncare. Totdeauna străbunica a spus următorul lucru: măi copii, mai bine că acum n-a fost niciodată. Și erau lipsuri, credeți-mă. Dacă ne comparăm cu Occidentul, care veneau la vremea respectivă în anii 70, 80, până în 90 din Occident și ne arătau cum trăiau ei acolo, și aici erau lipsuri materiale, dar aveam ceva ce n-avea Occidentul, aveam sufletul. Ei, familia, mama mea, tatăl meu, am prins două rânduri de bunici, întâmplător și mama mea și tatăl meu au fost din aceeași localitate. Am trăit când la unii, când la alții în curte, bunici, străbunici, părinții au transmis ideea de credință în Dumnezeu, de valoare, să crezi în ceva. Știți cum spunea și Petre Țuțea, dacă crezi în Dumnezeu, ridici o valoare mai sus. Este bine să crezi în Dumnezeu. Dacă există Dumnezeu, vei avea de câștigat. Dacă nu vei exista Dumnezeu, nu vei avea nimic de pierdut, pentru că vei rămâne om cu valori corect, adevărate în suflet. Așa e. Și tot așa spunea că între cer și pământ nu este decât Dumnezeu, restul valorilor nu există. Ei, cam de aici s-a plecat. Crezând în ceva și simțindu-te aparținător unui grup, România, să spune țara așa noastră, ceva, până Doara,
Dacă ai o valoare spirituală și crezi în Dumnezeu și simți lucrul ăsta, vine natural, apropo de ce a spus dumneavoastră de patriotism. Cred că și patriotismul ăsta nu neapărat trebuie dus la extremism. Ați văzut cum se întâmplă în lumea întreagă, să omori oameni, deja dacă ai luat o viață, deja dacă ai afectat destinul unei vieți, a unei familii, zic eu că nu e de cel mai bun augur. Da, încearcă să-i ajuți, nu poți, încearcă să nu-i încurci. De acolo a plecat, deci totul, de la Dumnezeu. Mă bucur, da, dar trebuie să și faci și tu ceva pentru credința asta și pentru Dumnezeu. Unii facem mai multe, alții mai puține, poate că nici eu nu fac câte trebuie, cu siguranță nu fac cât ar trebui să fac, dar încerc în viața de zi cu zi să... Să fim buni. În primul rând să nu gândim rău, să încercăm să iertăm. Da, să iertăm, să ne iertăm pe noi. Copilul meu când era mic mă întreba, dar cum poți să spui cineva care îți face rău, tu să nu-i răspunzi cu rău? Păi da, deja astea nu mai sunt valorile lui Dumnezeu. Sunt convins că ai de pierdut pe termen scurt. Clar. Că trăim cu toții viața asta de zi cu zi. Dar pe termen mediu și lung, garantez că n-ai decât de câștigat. Da, nu e foarte greu să învățăm că stima de sine se poate transforma în orgoliu, că iubindu-ne pe noi însăși devenim orgolioși și egoiști. Doamna Ioana, credeți-mă, pentru mine orgoliu nu prea există. Nu există. Termenul ăsta de orgoliu nu există. Asta e o criză de personalitate. Adică simți că nu ți se recunoaște ceva sau de ce să nu încerc eu să urc pe o piramidă de alți oameni, să fiu deasupra? Poate că nu merit. Poate că am și eu defectele mele, le corectez cumva ca să le demonstrez tuturor ceilalți. Veți spune, păi da, dar nu ți le recunosc. Nu-i nimic că nu mi le recunosc. Dar Dumnezeu îmi va da pe altă parte. De acord cu dumneavoastră. Aici vă dau dreptate. În momentul în care reușim să găsim pacea interioară și nu de mai fapt, avem asta nimic... asta căutăm toată viața. Cei care o caută, pentru că sunt care nu o caută și nu au nicio treabă. Cred că toată lumea încearcă asta... subsidiar să-și găsească da, pacea, credeți... un echilibru. Aici eu sunt un pic sceptică. Da? Ne folosim de prea multe ori, întâlnesc oameni care spun că vor să-și găsească pacea interioară, dar se folosesc prea mult de liberul arbitru. Și... până la urmă, noi venim pentru o cale, cred eu, e o părere. Asta e calea pe care am ales-o înainte să venim. Știm. Pe parcursul acestei, acestei vieți, facem diferite stații în viață, ne oprim. Școala, copilăria, tinerețea, adolescența, pe urmă căsătoria, familia pe care ți-o alegi, așa... tot liberul arbitru. Familia știți? Este dar de la Dumnezeu, vă spun eu. Asta familia am simțit cu întotdeauna. Care te naști. Probabil, da. Dar tot dar de la Dumnezeu și da, familia e, în care te naști. Mai avem 15 minute, pentru spune care... Rosi. Trece timpul. V-a spus că trece timpul Rosi foarte repede. Repede. Da. Domnul Enea Vasile ne spune bună dimineața și e alături de noi și îi mulțumim. Salutăm și noi, este Dorian, profesorul profesionist care de, la Hațegan, de ani de zile formează acele grupuri de dansatori de copii care la rândul lor ajung adulți și fac performanță și la nivel internațional. Felicitări, domnul Enea. Și ne vedem curând aici la vedeți și este și dânsul susținut, repet, de primăria din Hunedoara care... Nu, nu o să mai repet, nu o să mai fiu politic încă o dată, că toată lumea acum știe cine face performanță și cine nu face. Dar până în 2016 și dânsul se chinuia să ducă mai departe grupurile de copii. Și acum, acum există și doamna acum Mariana Suciu. Există performanțe și... cu adevărat. Bine, doamna Mariana Suciu a preluat de ceva, de un an probabil, și face performanță și cu Casa de Cultură. Dar însăși dânsa este un om de cultură. Da. Corect. Care știe, simte și poate să facă lucruri adevărate. Noi iubim, rând pe rând o să reușim cumva să ne întâlnim, că numai o dimineață avem în fiecare zi, am putea o repeta, dar nu se poate. Și copilăria, apropo, că tot m-ați întrebat și probabil că vreți să faceți introducerea din nou în copilărie. Acolo. Era superbă în momentul sărbătorilor de iarnă. Era superbă în momentul sărbătorilor de Paști. De Rusalii, localitățile respective limitrofe Hunedoarei aveau iarăși ceva cultural deosebit.
Într-o comună există mai multe sate. Ei fiecare își făcea nedea de Crăciun, nedea de Paști, nedea de Rusalii, vreau să spun nedea de Paște. Știți că așa văd că mai nou se spune în sudul, la unde noi mergem, la capitală. Sunt sărbătorile Sfintelor Paști. M-am născut cu expresia de Paști, o duc mai departe. Sunt Paștile și Crăciunul, nu Paștele. Deși și Paște este corect spus, că m-am uitat în dicționar, n-am nicio tăinuire de a dezvălui acest lucru, dar eu născându-mă cu sărbătorile de Paști și de Crăciun, le duc mai departe. Era o minunăție de viață. Care străzile, e cea mai frumoasă amintire? Toate! Bine, dar trebuie toate să fie rămas una mai aproape de sufletul dumneavoastră. Vă referiți în momentul sărbătorilor de iarnă? Nu contează. Cea mai frumoasă amintire din copilărie. Trebuie să existe o amintire. Doamna Ioana, eu mi-am petrecut copilăria între sat și oraș, între ideea de rural și urban în creștere și în performanță economică, că v-am spus, Hunedoara făcea performanță economică la acea vreme. Sper să revină, că văd că începem să reînviem așa ușor, ușor. Mulțumim bunului Dumnezeu. Mi-e foarte greu să concretizez ceva. Dacă toți suntem în ideea de sărbători de iarnă, de Crăciun, era o multitudine de evenimente, de la tăiatul porcului, la care nu doar că participam, vă mai dezvălui ceva. Sunt specialist în tăiatul porcului, repet, deși de câțiva ani buni nu am mai tăiat porc. Și cu tehnicile astea moderne de asomare, n-am nicio problemă. E normal să fie așa față de ce era înainte. Însă, crescând acolo lângă bunici... Deși trebuie să rămână forever al evident, nostru. Evident, evident. Și, repet, eu sunt pentru ideea de a rămâne tăiatul porcului tradițional român, pentru că n-au sărbătorile gust de iarnă. Cine vrea să mănânce porc, mănâncă, cine nu vrea, nu mănâncă, nu-i problemă, sunt atâtea variante acum. Da, Ignatul e Ignat. Ignatul este Ignat. Ce 20 facem? Decembrie. Ce să facem? E normal. Existau anumite tradiții, repet, de exemplu, în ziua de ajunul de Crăciun, bunicile își luau nepoții și mergeau la biserică, zona asta, unde v-am spus eu, lângă Hunedoara, unde m-am născut și încă mă duc cu sufletul acolo, chemarea asta sângelui, de țălnă, cum se spune. Se făceau niște colăcei mici, se numesc pizărăi la Mânerău. Am observat în altă parte, se numesc pițărăi. Da, îi recunoaștem. Sunt la fel, de același lucru, doar ideea de a pune accentul și o altă literă. Este exact același lucru. Se dădeau... Se făcea o slujbă religioasă prima dată. Da, corect, așa-i. Însă și ideea de a duce copilul la biserică este ceva deosebit, pentru că la început copilul ăla nu știe despre ce este vorba, este mic, trăiește și crește cu ideea de credință în Dumnezeu, care mai târziu o poate fructifica spre idei bune. Ei, acolo primeau copiii în ziua respectivă, când se mergea la pizărăi, primeau călăcea, primeau nuci, primeau bucăți de ciocolată, primeau mere. Nu era atât de multitudine. Primeau binecuvântare. Părintelui, da. Aia era cel mai frumos lucru și e cel mai frumos lucru, pentru că sunt sate și comune unde se păstrează și vă opresc pentru că mai avem doar 10 minute și vreau să mergem înainte pentru că mai am întrebări. Vă rog, la dispoziția dumneavoastră. Prima întâlnire cu Sarmi Săgetuza, a dumneavoastră, dar pe scurt. Cu Sarmi Săgetuza Regia sau cu Ulpia Traiana Sarmi Săgetuza? Pentru că am avut șansa de la Dumnezeu să le cunosc pe amândouă din frage de pruncie. La școala unde eu am făcut școală generală 1-4, la doamna învățătoare Hărău se numea. N-am nicio reține, nu mai este în viață, Dumnezeu să o odihnească, dar a fost unul din cadrele didactice din învățământul primar. Iarăși am avut șansa asta, poate cel mai performant la nivel de județ Hunedoara. Chiar dacă era foarte modestă, chiar dacă nu era hunedoreancă, apropo, era de undeva din Oltenia, dar asimilat. Exact ce v-am spus eu, oameni care au venit și au pus sufletul aici și au fost asimilați. Ei, femeia, învățătoarea, doamna respectivă, ne ducea în excursii. Ne ducea în excursii la Binținți, la Aurel Vlaicu,
ne ducea în excursii la Sarmi-Săgetuza și la Regia și la Ulpia Traiana Sarmi-Săgetuza. Prima dată am văzut Ulpia Traiana Sarmi-Săgetuza, ulterior pe la vreo clasa 4-a, cred că am fost, mai mărișor un pic, ne-a dus și la Sarmi-Săgetuza Regia, dar nu era ce acum. Era într-un alt stadiu de dezvoltare. N-avea stadiul ăsta de dezvoltare actual și amploarea care a luat-o și atâtea vestigii care există acum, care au fost în ultimii ani muncite. Cred că ați avut treabă. După care să știți că am fost și am mai văzut. Da, de suflet a fost. Dar existau toate cetățile astea, Costești, Blidaru, Piatra Roșie, pe care eu le-am studiat. Îmi plăcea și geografia, îmi plăcea și istorie, deși eram foarte dotat, repet, la matematică. Eram din familie de matematicieni, dar nu nativ era toată chestia asta, însă ne plăceau ca și la Barbilian și științele fixe și științele exacte și tot ce, nu știu, probabil și geografia și istoria sunt o românești. Și atunci, pe la perioada adolescenței, 16-17 ani, existau niște manifestări, întâlnirea tineretului cu istoria, care erau la Costești. Corect. De la care nu lipseam. Bine, erau și distracții, era normal, se mergea cu cortul ca și tineri. Acum, hai să spunem adevărul. Ne plăcea, ploua pe noi acolo, că existau totdeauna, nu știu, parcă la sfârșitul lunii august după era manifestarea Sfânta asta și ploua. Maria, da, exact. Primul weekend după și erau niște weekenduri ploioase, nu știu cum Dumnezeu așa exista. E. Dar ploua non-stop. Dar, rezista, dar nu plecam meroi, acasă, ne nu plăceau. Nu pleca nimeni de acolo. Exact. Corect. Așa era. E. Deci cam astea sunt întâlnirile cu zonele istorice deosebite. Castelul de la Hunedoara, cetatea de la Deva. Ne ducea și la Alba Iulia, în mod special la muzeu și la cetate. Care e locul, tot pe scurt, că mergem pe repede înainte, care e locul pe care îl considerați cel mai aproape locul din țară, că nu mai avem... Hunedoara. Ați fost trădat vreodată politică? Nici nu are importanță dacă am fost trădat sau nu, pentru că am încercat să trec mai departe exact pe valoarea aceea care v-am spus-o. Încearcă să nu faci rău celorlalți. Nu zic că poate noi fi făcut și eu rău, dar repet, fără să vreau și poate ca să mă apăr. În politică există... Există vreun baleajul lucru? Ăsta de la performanță, invidie, nu da. Știu cum să spun, n-are nicio importanță. Dacă toți sunt în sărbătorile Crăciunului, dacă cumva am deranjat pe cineva, rog din suflet să mă ierte, eu iert pe toți, repet. Și vă spun din suflet lucrul ăsta și îmi doresc ca Dumnezeu să le dea tot binele familiilor lor și să-mi dea și familiei mele la fel. E simplu, asta simt, asta vă spun. Regretați ceva în viață? Regret lucrurile pe care nu le-am făcut, nu ce-am făcut, că uneori am făcut lucruri care poate, da, nu mi-au adus cele mai bune, știu eu, vești sau manifestări. Am învățat din lucrurile pe care nu le-am făcut bune, dar probabil că a trebuit să trec și prin ele. Dar regret multe lucruri pe care nu le-am făcut și pe care poate că le puteam face. Nu m-am gândit niciodată la lucrul ăsta, dar există o multitudine, evident, de viața e scurtă. Dar ne gândim până la emisiunea următoare. Ne gândim la ce vreți dumneavoastră. O să fie următorul subiect. Ce ați schimba? Ce vreți dumneavoastră? Avea... N-am nicio apăsare oricând. Da? Mă invitați cu plăcere. Înainte să ne luăm la revedere, eu pe pot... ce? M-ați spus că mai avem 10 minute. Nu mai avem, au trecut de mult 10 minute. Uitați-vă la Rossi, deja suntem aproape ieșiți din emisie. Cred că mai avem un minut. Mai am un minut? 4 minute, zice Rossi, că mai avem. Un mesaj pentru telespectatori. Ce simțiți dumneavoastră că ați vrea să le transmiteți hunedorenilor, românilor, astăzi, în o frumoasă zi de decembrie? La felul cum ați început emisiunea și ne-ați topit sufletele și trăirile, e foarte greu să vii cu un mesaj mai adevărat decât ați început dumneavoastră. Eu cred că toată emisiunea a fost un mesaj. N-a fost un mesaj forțat, n-a fost un mesaj politic, a fost un mesaj din suflet, a fost un mesaj la ceea ce înseamnă trăirile oamenilor. Noastră ați enumerat aici de la naștere, botez, România au ceva deosebit, copilărie, adolescență, maturitate, cu familie, cu copii din nou, cu nepoți.
Asta e esența poporului român. Nu știu ce să vă transmit, că n-am nimic pregătit în mod special. Vă doresc din suflet, ca și acest Crăciun, ca și alte sărbători, să aducă pacea aia sufletească, să-i aducă pe oameni cât mai aproape unii de alții, în special oamenii și cu cei dragi lor, că fiecare își dorește să-și petreacă sărbătorile cu ceea ce înseamnă simțire deosebită, copii, nepoți, cei dragi, nu știu, fiecare pe cine are, Dumnezeu să le hărăzească în așa fel încât să-și petreacă cât mai multe clipe de bucurie, să aibă sănătate, cred că sănătatea e esențială, să încerce să se gândească la Crăciun și să schimbe ceea ce nu le place că s-a întâmplat în viața dânșilor. Văd aici, în studio, aveți un tânăr și îl felicit. Copilul ăsta, dacă se trezește de dimineață, înseamnă că are cultul muncii, repet. Cultul muncii care exista în cultura hunedoreană și există în cultura hunedoreană. Și îl felicit și pe el și părinții care l-au crescut, pentru că, uitați, la ceea ce se promovează acum în societate, corect, munca încearcă să se spună că nu e mai o valoare. Ba da, și este o valoare. Și noi avem trei tineri în echipă. Da, știu, îi cunosc pe toți trei, am avut onoarea, dar de dimineață l-am întâlnit doar pe el. Și cred că el poate să exprime cel mai bine ce a înțeles de la noi, că vrând nevrând am ajuns noi cei în vârstă să dăm sfaturi. Deși în mintea noastră încă suntem copii, deși în mintea noastră încă avem trăirile unor tineri, știți cum se spune, și la 80 de ani, și sunt convins că așa este, n-am ajuns încă acolo, mai avem ceva ani buni. Sperăm. Să ne dea Dumnezeu să trăim cât ne este hărăzit în această viață, dar să o trăim cu suflet, să o trăim bine, să o trăim cu credință în Dumnezeu și să fim alături. Nu numai să ne lăudăm, că e simplu să apar la televiziune și să spui, domnule, eu sunt cu voi cu toți. Nu, demonstrează prin trăirea ta și prin viața de zi cu zi și prin felul cum îți trăiești viața că ești cât mai aproape de oameni. Și atunci, cu siguranță, și tu vei primi, nu neapărat de la oameni, repet. De la Dumnezeu. Vei primi de la Dumnezeu, de sus. Așa e. Crăciun fericit, în primul rând, Crăciun binecuvântat. Dumnezeu să ne ajute la toți ca să avem o viață mai bună de acum înainte. Fără războaie, fără crize, nu neapărat într-o bogăție extraordinară, materială, dar spirituală, aș cere-o. Sfârșitul vieții, când ne va prinde, nu va fi cu carele pline de bogății, va fi cu sufletul plin sau mai puțin plin. Un PP, te rog, Rosi, noi ne primim invitații aici la Dale Dimineții cu bunătăți din județul Hunedoara. Brutăria Mercurian rămâne alături de noi, le mulțumim, sunt alături de noi acești oameni minunați care produc aceste dulciuri miraculoase, aceste bunătăți, dragii mei, cozonac, chec și cornulețe. Îi mulțumim Flaviei, îi mulțumim Luneluțu și la toată echipa de la Brutăria Mercurian că sunt alături de noi. Și vorbim de Brutăria Mercurian din Orăștie, dragii mei, dar produsele pot fi găsite pe raza județului Hunedoara și raza județului Alba în supermarketuri. Dacă vă uitați pe ecran, găsiți și locațiile. Și dacă nu le găsiți, haideți la noi aici, la Hunedoara 1 TV, că vă ducem noi la brutărie. Vreau să mergem un pic mai departe și să ne reamintim, dragii mei, că sâmbătă, 9 decembrie, ne vedem la Reno, dragii mei, pentru că aici e decembrie. În această dimineață, nu-i mai fac pe plac la Alin, cum să spunem, mă mai corectez o dată, te rog, mă ajuci? December is here? A zis că da. December is here. DJ Brooklyn și DJ Robby sunt cei care, doi DJ care ne vor trece într-o altă atmosferă. Ne luăm gașca, ne luăm prietenii și dacă nu avem gașcă și prieteni că sunt plecați prin concedii, nu se știe, mergem la Reno pentru că echipa de acolo va fi alături de noi și vom învăța să socializăm dacă nu știm. Și dacă știm, cu siguranță ne facem prieteni. Să le spuneți la Reno să pună și colinzi.
Românești de iarnă. Sunt convinsă că echipa de acolo o să fie în ton. Până luni dimineața, dragii mei, ne luăm la revedere. Luni dimineața, alături de mine, aici la Dale Dimineții, va veni un om care l-a întâlnit pe Moș Nicolae. Știți despre cine este vorba? Am vorbit în această săptămână despre el. Este vorba de un domn din Orăștie, Adrian Bota, care l-a întâlnit pe Moș Nicolae și ne-a adus cadourile aici la Hunedoara 1 TV. De unde are domnul Bota aceste cadouri, cum l-a întâlnit pe moșul, vom afla luni dimineața. Până atunci, dragii mei, eu pot doar atât să spun, că vă iubesc și pot doar să vă rog să dăruiți din iubirea voastră mai departe și să fiți buni. Vă iubesc!